Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ne-am întors. Mm-hmm. Și? Și mi-e fomiță. Ți-e fomiță? Mamă, ce foame mi-e. Păi acum când n-am avut timp, că am venit târziu și astăzi și am oprit eu niște... Dacă lucrezi într-o instituție publică de asta, adică într-un loc în care e nevoie, sau vin mai mulți oameni, cum ar fi la noi aici, clădire de birouri. Așa. Îți cere certificatul verde la intrare. Am văzut ieri o scenă. Zău? Serios. Deci portarii noștri de aici, pe care nu îi crede în stare de atâta fermitate, da, ăia ne terorizează numai pe noi când intrăm. Ba nu. Au terorizat un domn. Mm-hmm. Care a venit, a dat să intre, alo, zice, lucrați aici? Nu, a zis domnul. Certificat verde aveți? Da, s-a apucat ăla să scoce o rască prin poșetă, să scoate certificatul verde. Deci acum dacă ți-e foame, domnul Luca, da, te duci afară să iei de la curier, curierul n-are voie să ia. Și acum ați văzut? Dacă nu e... Dacă nu are certificat așa verde, nu poate nu să poate ajunge la tine. Să-ți aducă. Deci mai faci mișcare. Problema e și când ridică mâncarea. Asta e. Deci la capătul celălalt, acolo este problema reală. Mai ales că multe restaurante care sunt în aplicații sunt în mall-uri și da, atunci în mall lucrurile sunt super clare. Da. Și am văzut că acum au început să angajeze curieri pentru curieri. Nu cred. Da, sunt niște băieți care fac trasee. Deci sunt unii care stau, exact, stau în mall, la food court, și vin curierii ăli lanții cu comanda și le spun, du-te și ia și mie aia, aia, aia. Gata, boss. Ăla ștafetă. Se urcă, da, șnițel ștafetă, cum ar veni. Da. Se urcă pe role sau pe ce, se urcă, se duce repede, pac, vine cutia, predă ștafeta și după aceea mai departe. Deci, practic, din mână în mână, mâncarea acum se transportă din mână în mână. Ce tare! Da, foarte adaptabilă situația. Întrebarea mea e cum faci cu bacșișul. Deci ăla dinăuntru de la food court. Îl lași în aplicație. Sigur, ăla are și el avantajele lui. Nu umblă prin trafic, nu riscă să-l calce decât bodyguard cu Segway-ul, știi, care se plimbă pe culoare, ale sigurului pericol. Nu stă pe culoare. Care are și el un deal cu curierii, cu băieți. Zici? Da, imposibil. Păi așa o fac degeaba? Da. Și asta e curierii și acum cu certificatul verde ai văzut că și bietul Nicu Șordan, sigur, dânsul nu admite. S-a apucat de glovă? Nu. Băi, ar fi idee. Ar cunoaște mai bine traficul în București, dar și dânsul s-a dus la o întâlnire la guvern. Da, am citit. Da. Și... i-au dat flit. Bun, acum i s-a explicat că întâlnirea s-a mutat în altă parte, a ieșit și a dat nasă-nas cu presa, care presă răutăcioasă l-a întrebat, nu v-au dat voie înăuntru? Pentru că dacă ești vizitator, trebuie să prezinți certificatul verde. Deocamdată nu ești obligat dacă ești angajat. Pentru asta trebuie legislație specială. Lege, mă rog, e o lege să vedem dacă trece prin Camera Deputaților, mm-hmm, ca în toate țările civilizate. Adică ați văzut că la noi progresul vine, noi suntem la remorcă. Toate țările civilizate din Europa, din America, din astea, obligativitatea certificatului verde se extinde. În mod evident se va întâmpla și la noi. Noi nu, însă nu putem să avem noi inițiative de astea civilizatoare. Noi trebuie să vedem ce fac alții, să ne gândim, dar oare o fi bine? Și după ce îi lăsăm pe... le luăm verificate. Italieni, pe francezi, da, au verificat italienii, francezii, americanii, cine... Da, noi suntem mai înțelepți, așteptăm, da, și știm și multe bancuri cu un englez, un american și un francez, știi? Da. Și atunci noi suntem ce se poate întâmpla. Așa, și domnul Nicușor asta l-a prins presa. Ce făcureți, domnul Dan? Nu vă răsară ăștia la guvern? Nu, pe ei s-a mutat întâlnirea. Da, certificat aveți? În parc. Nu, dar s-a mutat întâlnirea, zice domnul Dan. Bine, dar ce ziceți de certificat? Trebuie certificatul? Asta să-i lăsăm pe cei mai înțelepți să judece. Da, nu v-au lăsat la guvern? A-a. Nu, eu mă duc dincolo, că acolo m-au chemat. Am venit aici din greșeală și cam asta a fost cu domnul Nicușor Dan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.